Cetățenii Urbei de la Dunăre, primul oraș din țară în care a fost ridicată statuia poetului național Mihai Eminescu, nu au uitat însemnătatea zilei de 15 ianuarie și mai ales versurile poeziilor Luceafului Românesc. Da, Mihai Eminescu. Mihai Eminescu. Da, 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 da. Știți cumva vreun vers dintr-o poezie de-a lui sau un titlu de poezie? Știam, din Luceafărul. Da? Vă mai amintiți așa de pe băncile școlii? Coboară jos Luceafăr, alunecând pe o rază. Pătrunde în suflet și în gând. Știți ce sărbătorim astăzi pe 15 ianuarie? Mihai Eminescu. Exact. Vă amintiți așa un titlu de poezie de la lui? Sunt multe scrisoare, pe lângă plopii spărăsoți. Dar un vers care v-a rămas în minte de pe băncile școlii? Scrisoarea trece. Știți ce sărbătorim astăzi pe 15 ianuarie? Ziua nașterii lui Mihai Eminescu. Așa este, felicitări. Hei, dar cum? E marele nostru poet. Așa este. Vă mai veșnicii, ce? Un titlu de poezie sau un vers care v-a rămas în minte? Dintre sute de catarge care lasă varurile, câte oare le vor sparge vânturile, marurile? Dintre păsări călătoare ce străbat pământurile, câte oare o să le nece valurile, vânturile? Begoni fie norocul, fie idealurile, te urmează la tot locul vânturile. Cu toate că marea majoritate a gălățenilor apreciază opera lui Eminescu, drept valoroasă și reprezentativă pentru cultura românească, promovarea liricii eminescene în rândul tinerilor rămâne deficitară. Nu prea se mai citește. Nu, nu, și nici în librării așa nu prea s-a mai cumpărat multe poezii de-a lui. E păcat, astăzi da. Se citește și Ziua Culturii Naționale până la urmă. Ar fi cazul să ne mai amintim așa, să mai punem una pe o carte din când în când. Ei, asta din mult, de când a apărut televiziunea, video și toate astea, nu se mai pune mâna pe carte mult. Se mai citește în ziua de astăzi? Nu, nu, că avem copii și... Nu, nu citesc, ce mă rog de ei. Așa? Ce să vedem? Intră pe net și copiii tot ce găsește. Da, da. Nu, 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 fac fel și fel de proiecte, dar numai de pe net. Rar, rar mai citesc rar, în ziua de astăzi. Rar, nu, asta nu, chiar nu mai citesc, asta trebuie să faci dumneavoastră un... Avem copii în clasa 12 acum. Cu televiziunea, adică să faci o mediatizare din asta, să-i... Asta încercăm. Păi da, ai, dar da, prea da. Puțin să încearcă, mai mult se mediatizează Bianca, Mianca... Mihai Eminescu a fost un poet, prozator și jurnalist, socotit de cititorii români și de critica literară postumă, drept cea mai importantă voce poetică din literatura română.